Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, până la ora 21 ar urma să apară scurgeri importante pe versanți, torenți, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri importante de debite și niveluri pe unele râuri, fiind posibilă depășirea cotelor de atenție. Avertizarea a fost emisă pentru bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Lăpuș din județul Maramureș, dar și pentru județele Satu Mare, Bistrița, Năsăud, Sălaj, Cluj, Bihor, Dâmbovița, Buzău și Prahova. Fenomenele se pot produce cu intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele Maramureș, Dâmbovița și Prahova. Județul Maramureș se află până mâine și sub o atenționare de ploi. Pentru următoarele zile așteptăm o răcire a vremii, temperaturile maxime vor fi sub normalul acestei perioade, așteptăm temperaturi de 14-15 grade, vor continua și precipitațiile, dar deocamdată vor fi între mai slabe cantitativ la șes și la deal, dar la munte vor fi mai multe și s-ar putea să fie și mixte, adică dar numai în zona de munte, sub formă de lapobiță și poate chiar din soare. Și această avertizare este valabilă de astăzi și până în data de 22 la ora 20. Vremea va rămâne instabilă până la începutul săptămânii viitoare.